Berbec. Intenționați să terminați o lucrare începută mai de mult în casă. O rudă apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiți diplomat și evitați o ceartă. Spre seară vă vizitează un prieten bun. Taur. Dimineața aveți ocazia să cumpărați o casă sau să faceți un schimb de locuință. Întreaga familie este de acord cu inițiativa dumneavoastră, mai puțin o persoană în vârstă care se opune vehement. Puteți să vă ascultați intuiția. Gemeni. S-ar putea să fiți puțin descurajat de câte probleme aveți de rezolvat. Dacă reușiți să vă mobilizați, puteți face schimbări interesante în casă pe care partenerul de viață le va aprecia. Fiți atent la cheltuieli. Nu este o zi bună pentru investiții. Vă sfătuim să acordați mai mult timp odihnei. Rac. Aveți succes în toate activitățile legate de cămin. S-ar putea să câștigați o importantă sumă de bani dintr-o afacere. După amiază, puteți să vă faceți planuri de viitor împreună cu partenerul de viață. Spre seară, aflați că un prieten are probleme cu sănătatea. Leu. Aveți reușite pe plan profesional, dar cu prețul unor ore de muncă suplimentare. Atenție la un coleg de serviciu. Invidios pe succesul dumneavoastră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viață este nemulțumit de faptul că trebuie să lucrați peste program. Se pare că după amiază aveți planificat să mergeți în vizită la o rudă. Fecioară. S-ar putea să aveți discuții dure cu o femeie din cauza unor probleme de natură financiară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o datorie. În partea a doua a zilei sunteți predispus la probleme de sănătate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitați călătoriile. Balanță. Dacă plecați într-o călătorie, fiți prudent și nu vă grăbiți. Există riscul să fiți implicat într-un accident de circulație. Ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri pentru că nu dispuneți de putere de convingere și riscați să încheiați tranzacții dezavantajoase. Aveți întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijați partenerul de viață. Scorpion. Dimineața, un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptați invitația, s-ar putea ca relațiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveți o discuție aprinsă. Partenerul de viață este nemulțumit pentru că sunteți nevoiți să vă împrumutați, deși mai aveți și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultați și cu ceilalți membri ai familiei și să nu luați o decizie de unul singur. Săgetător. Dimineața aveți șansa să câștigați o sumă mare de bani, probabil dintr-o moștenire. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri pentru că astăzi sunteți ușor instabil din punct de vedere emoțional. S-ar putea să aveți dificultăți de concentrare. Spre seară vă pregătiți să plecați împreună cu partenerul de viață într-o călătorie în interes de familie. Capricorn. Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră, mai ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, relațiile de prietenie și de parteneriat. Țineți cont de intuiție, dar și de ideile partenerului de viață. Vărsător. Parcurgeți o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveți șanse de reușită atât pe plan financiar cât și social. Relațiile cu partenerul de viață sunt armonioase și vă bucurați de înțelegere în familie. Vă recomandăm să profitați din plin de toate ocaziile care vă apar astăzi, dar să fiți cumpătat. Pești. Dimineața, un fost coleg cu care vă întâlniți întâmplător vă propune un nou loc de muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiți doar la câștiguri, ci și la obligații. Consultați-vă cu partenerul de viață și nu luați decizii în grabă.